Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. E o minune că l-am avut. Ca un arc de oțel ținut tot timpul comprimat, în permanență. Ăsta era Vali. Și ca om era rebel. Dacă nu era rebel, nu era artist. Poate de aici și farmecul pe care l-avea. Mi-a lipsit în multe momente. Aș fi vrut să-i cer părerea sau să-i spun sau să mă bucur împreună cu el. Câteodată îmi lipsește și acum, după 20 de ani. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Nicușor are o tobă, bum, bum, bum. A fost ora 23, buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, revoluția românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Poate că niciodată versurile unui cântec nu vor rămâne atât de adânc impregnate în memoria unui popor, așa cum au rămas acestea. În decembrie 89, când o întreagă nație se revolta împotriva unui regim comunist opresiv, vocea unui singur om a știut cum să deplângă miile de morți căzuți în timpul Revoluției. Era vocea unui rebel cu cauză, mereu în căutarea adevărului. Era vocea unui însetat de libertate și dreptate, Valeriu Sterian. Azi vorbim despre prietenie, azi vorbim despre muzică, azi vorbim despre un mare artist cu o inimă mare, care a înțeles mai devreme decât alții mersul lucrurilor și au reușit să-l spună tuturor. Să încep cu o destăinuire. Când m-am gândit cu Doru să facem o ediție specială în memoria Vali Sterian, ne-am gândit, 48 de minute, deci ne ajunge. După aia, ușor, ușor, când am început să documentăm, ne-am dat seama că nu ne prea ajunge. Și asta de ce? Pentru că am descoperit cumva trei direcții. Omul, rebelul, artistul. Și până la urmă am zis că sper cu voi, la sfârșitul celor 48 de minute, să înțelegem. Artist rebel, omul artist, cum era Vali Sterian? Dacă nu era rebel, nu era artist. Asta e clar. Și ca om era rebel. Poate de aici și farmecul pe care l-avea, măcar așa ca un cotient de inteligență practică, de fapt nu practică, creativă. Un spirit absolut. Cum să spun, suntem la televizor, devastator. Pe românește, dacă erai prost, nu puteai sta lângă el. Nu cred că este cineva care să mă contrazică. Era foarte creativ așa în tot ce gândea și punea la cale, ceea ce pe mine de multe ori mă înspăimânta, pentru că lua niște decizii care erau contrare vremurilor pe care le-am trăit, ca să sintetizez. Și mi-era și frică. Amintesc doar de piața universității, când se ducea cu o pasiune ieșită din comună, ar fi zis Marin Preda, și primeam tot felul de telefoane, de amenințare, de ai de mine, cred că m-am îmbolnăvit de inimă în perioada aia, că mă gândeam că pleacă și nu se mai întoarce, îi se întâmplă ceva, îl arestează, îl răpește. Revolta lui Vali și ancorarea lui
în zbaterea asta sociopolitică, depășea chiar și puterea lui de înțelegere. Balin n-a fost un rebel, era extrem de aplicat și avea extrem de multe argumente atunci când lua o decizie sau când își asuma un anumit tip de atitudine, fie că era socială sau mai în private. Nu m-am apropiat eu neapărat de muzică, ci mai degrabă tatăl meu, fiind profesor de muzică, m-a apropiat el de mine. M-a obligat, de fapt, tatăl meu întâi să cânt la pian. Nu mi-a plăcut profesoara, că era bătrână, serioasă și avea mustață. După aceea a trebuit să cânt cu vioara, cu el. Dar taică-mă, fiind și el un artist boem, așa s-a plictisit și după două metode mi-a spus: hai, lasă-mă. Și atunci eu am trecut la tobe. Și am bătut în tobe, pentru că erau apropiate de mine. De-abia prin clasa noua de liceu, cântând împreună cu alți băieți, am descoperit și chitara și am început să cânt la chitară. Nicușor are o tobă, bum, bum, bum. Văd că a vrut Luci să începem cu piața universității. Am adus aminte. Câți ani aveai? Nu aveam nici prea mulți, totuși nici prea puțini. Și mi-amintesc că atunci că asistam de la mine, mă rog, auzeam de la mine din cameră discuții pe tema mai devreme amintită. Și chiar mi-amintesc că m-am speriat în 13-15 iunie atunci. Alea au fost câteva zile în care am trăit cu teamă. Dar în zilele... A fost șocant, pentru mine a fost șocant și pentru că, în fine, aveam și eu această teamă pe care o amintea mama, am stat foarte încordat toate zilele alea. În zilele Revoluției din decembrie 89, cum l-ai perceput pe tatăl tău de la balconul universității? Păi, eu am fost un pic izolat de evenimentele alea. Revoluția în sine, când a început discursul acela din așa, ne-a prins pe noi doi într-o tabără, eram la munte. Erau foarte mulți studenți acolo, eu sunt o persoană destul de sociabilă, eram și atunci, și au venit niște studenți, au zis: doamna Sterian, a căzut Ceaușescu. Eu am crezut că e o glumă și am luat-o ca atare. Și mai târziu mi-am dat seama, n-am putut să comunic, n-am putut să vin în București, n-am... Mă rog, eram sfătuit să mai rămânem acolo, deci noi ne-am întors în București când lucrurile nu că s-au liniștit, dar mă rog, s-au mai ales un pic. Dar într-adevăr am dat într-o seară telefon acasă, am reușit și mi-a răspuns Caramitru. Și zice: dar cine e la telefon? Era foarte exaltat și foarte așa. Zic: chiar stăpân acasă. Unde ești? Da, a fost... Noi suntem aici, un cartier general, că sunt foarte aproape. Închipui ce era la noi acasă. Cumva acolo făcuse valii cartierul general, da, al, da, revoluționarilor, da, al artiștilor revoluționari. Al artiștilor revoluționari, da, la voi în casă. Da. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă a fost o celebră piesă în care el a vorbit despre sentimentele lui legate de politic. Da, ultimele trei albume au avut conținut puternic politic și social. Când a trecut el spre activitatea asta politică? El totdeauna a fost așa. Numele lui Vali Sterian era foarte important și înainte de Loviruți. Foarte, foarte important. Piesele astea ale lui Vali, atât de ancorate în realitatea vremii, au devenit atât de, cum să spun eu, puternice în conștiința publicului, pentru că erau legate de numele lui Vali Sterian. Că dacă le-ar fi cântat altcineva aceleași piese, n-ar fi sărit rampa, cum spunem noi, că dea un fos.
Deci aici lucrurile s-au sprijinit unul pe altul. Numele lui Vali, personalitatea lui, pe mesajul pe care îl transmitea. Pendulele ca niște cisme sună, nici niciun sterb și refuzat nici sunt 30 de războaie într-o lună și toate poartă moartea în arii. Nu se putea oficial pe vremea lui Ceaușescu, un copil de 14 ani nu putea să muncească legal. Dar ne duceam, căram scule, mergeam cu el în turnee, făceam sunet, făceam lumini. Eram oameni buni la toate, eram eu și un coleg de clasă, Adrian. Din când în când ne dădea câte 25 de lei, 50 de lei. Bănuții ăștia ne-au ajutat cel puțin pe mine să termin liceul la zi în Basaram. Dar pe vremea comuniștilor era destul de periculos chiar să abordeze astfel de mesaje și cu toate astea el le aborda. Pe vremea aia treceau textele și cântecele prin comisii de evaluare și numai după ce ministerul își dădea acordul, abia atunci puteai să le publici. Pentru că aminte, n-aș putea să reproduc, dar erau niște cuvinte grele câteodată pe în casă, că mai veneau refuzuri de la minister. Uite, strofa asta trebuie schimbată, strofa asta trebuie modificată. Aici ce vreau să spui? Melodia românească pe care vreau să vă cânt este Împotriva războiului, scrisă de Adrian Păunescu. Știu că există mici controverse legate de acesta în anumite cercuri românești, dar cred că poemul în cauză este egal oricărei alte poezii antirăzboinice scrise în engleză. Aveam o relație strict legată cu muzica lui, cu povestea pe care o reprezenta fiecare cântec al lui. După aceea am aflat și de piesele de dinainte, de nopți, de... om bun. Atenția pe care o dădea cuvintelor era uriașească, lucru care m-a marcat și pe mine ulterior. Era o distracție în sine asta. Hai să mai ascundem câte o mică șpârlă pe acolo. Hai să vorbim despre ceva, dar de fapt subiectul este altcineva. Apropo de asta, frica de securitate, ai simțit-o vreodată? Da, dar cred că și eu la anii respectivi aveam suficient de multă încredere, curaj, poate responsabilitate, nu știu, ceva, așa un melanj între ele. Și n-aș putea să zic că am făcut neapărat așa un mare subiect din asta, însă nu mai mi-aduc aminte în ce an. A fost căutat de un individ, să zic, pe care noi l-am bănuit ca fiind securist, m-ar veni, și care a început să, nu știu ce, tot îi povestea și tot îi spunea și a intrat în panică chiar el. Și zic, păi fii atent că ăsta e un securist care s-a invitat la mine acasă, tot îmi spune că putem colabora, că îmi poate aranja. Și noi de spaimă l-am chemat pe tatăl meu, care era colonel, bine, de marină, dar oricum ofițer și așa. Și a venit acasă, asta l-a preluat tata și și de atunci l-am mai sunat. Am fost convins și atunci că a vrut să, a trebuit sau nu, au încercat să-l dracoleze la ceva, că altminteri nu ne explicam foarte... cum să zic eu, așa sigur pe el și ușor poruncitor vorbea cu Vali și l-a intimidat. Era un om pur și simplu, punct, știi, un om. Era o luptă și de supraviețuire și de viață și de trăire și de emoție și de... toate lucrurile alea amestecate, lucruri care erau reprezentative în anii 85. All are carrying death within their wings. Nici moartea nu mai are niciun farmec în acest veac cu foarte mulți soldați. Era un om eminamente talentat, adică o fire de artist 100%, de o tenacitate și de o perseverență ieșită din comun. Se apuca greu de ceva,
dar când se apuca, nu mai mânca, nu mai dormea, nu mai făcea nimic până nu termina. Și când termina, era așa de fericit. Extrem de serios și de aplicat la repetiții, extrem de exigent, extrem de dornic de a impune un anumit set de valori, așa cum spuneam, atenția la asupra cuvintelor, lucru care mi-a rămas și mie de la el, atenția asupra muzicii, pentru că atunci mai puțin decât acum se fura muzică, era ceea ce se cheamă un artist. Și om și înger și demon și prinț și cerșetor, avem și praf de stele și noroi pe gene, nu? El condiții cred că n-a avut prea multe așa să se dezvolte, pentru că nu se permitea, nu știu, genul ăla de dezvoltare la care, sau mă rog, de involuție la care ajunsesem noi ca țară. Dar și cum să zic eu, nici el nu era scutit de sentimente. Când a zis Păunescu, i-a ascultat nu știu ce piesă și a zis: sunt gelos pe tine că n-am făcut eu textul ăsta. Cam același lucru l-am auzit și pe el spunând, de exemplu, de alții, când îi plăcea câte un cântec de la Baniciu sau, eu știu, așa de la... Și îl vedeam așa în ciudat, așa, parcă zice, uite-mă că... Concurența, apropo, da, de ce înseamnă, da, da, concurența. Artiștii au orgoliile lor, au și ei, nu sunt scutiți. A apărut într-o filmare alături de Adrian Păunescu într-una din ultimele filmări. Da. Foarte ciudată relație au avut, adică ciudată privită din afară. Se apreciau foarte mult, dar nu se puteau înțelege. Erau două capete tari și cred că la un moment dat era ca un fel de meci, așa, cu 1-0, 2-0, ce-și mai făcea unul altuia. Vom întrerupe o clipă ceea ce făceam, și anume discuția cu Gheorghe Coman, cu cântecul lui Vali Sterian. Mă duc ades cu gândul prin vreacuri înapoi, să înțeleg istoria acestui neam de soi. Ei, aici la noi, pe acest pământ. A fost foarte interesant la un moment dat, la un cenaclu, i-a închiriat stația lui Vali, nou cumpărată, ca să câștige și el un bănuț așa, și au plecat în turneu. Bineînțeles că Vali, fumând și așa, nu stătea pe scenă, Păunescu s-a enervat, îi trimite să-l aducă imediat pe Sterian, așa, el n-a vrut, a zis că până nu-și termină țigara, nu, se contrau tot timpul, și zice, îl dai afară. Și Vali, care a auzit că tocmai venea, a închis frumușel toate microfoane, stația, a închis-o, Păunescu nu înțelegea, tâmpiților, ce s-a întâmplat aici? Și bătea în microfon și Medar, săracul, economistul sus, zice, le-a închis domnul Sterian pentru că sunt ale lui. Și a rămas Păunescu, săracul. Focul s-a prins din deal în deal și cerul țării e curat. Întrece noaptea prin Ardeal, i-am cu Avram în gândura. Într-o zi, când lucrurile se precipitaseră, pentru că știam că nu e timp, m-am apucat să-i acordez chitara. S-a mirat, s-a speriat. Ce faci acolo cu chitara? Zic, ți-o acordez pentru că știu că nu e timp, dar tu știi să acordezi o chitară? Zic, da. Tu știi să și cânti? Da. Era din ce în ce mai surprins. M-a pus să-i cânt atunci o piesă la chitara lui, aia cu cheile aici, în partea asta cu griful retezat, pe care tocmai reușisem să o acordez. Și am avut prima apariție în public chiar acolo, în deschiderea lui și a lui Ciocu, a lui domnului Mircea Vintilă, pe chitara lui Vintilă. Am cântat o piesă, vreau să vă spun că nu mai știu ce piesă am cântat. Atât de emoționat a fost, dar cam așa a aflat Vali despre mine, că eu știu să cânt la chitară. Din seara-i plecarea în insula mea, trăsura de noapte așteaptă la scară, ia-ți haine mai groase și nu-mi târzia, căci când polițiști s-ar putea să apară. Nu-ți face probleme, din jarul e mort și care
și trăsura e moarte. Fugim fără martori, nu știu ce port. În insula mea, la cinci capete spartă, nu-ți face probleme, mijarul e mort. Și cai sunt morți și trăsura e moartă. Șansa a fost să-l cunosc, să învăț tot ce trebuie să faci, să-l cunosc pe Valeriu Sterian, să învăț ce trebuie să faci în muzică, pe scenă, pregătirea scenei, gestul artistic, ținuta pe scenă, lucruri care erau atunci și acum valabile, tot ce nu trebuie să faci, un lucru la fel de important. Când ai simțit că ai în casă o personalitate puternică? E, cam de timpuriu așa, când erau destul de puține trasele pe care puteam să o... Mă rog. Ce sugerează? A luat o bătăiță sau de ce? Nu. Rar. Nu. Eu îi băteam pe amândoi. Da, era, în anii copilăriei era destul de mult plecat și ne vedeam destul de rar. Pleca cu turnee, cenaclu, ce mai făcea el pe atunci. Și îl așteptam întotdeauna pe lângă ușă și eram foarte nerăbdător să vină și era o bucurie mare de tot când se întorcea. Și când ai simțit tu că îi calci pe urme? O să vă mirați, dar abia recent, prin 2015 cumva am simțit că stau pe niște papuci de-ai lui. În 2015 am avut un concert la Sala Palatului și atunci am hotărât noi formația unde cânt eu acum să facem fiecare câte un moment în care să comunicăm ceva frumos, personal și din intimitatea vieții noastre. Și eu m-am gândit așa că mi-am amintit de un concert al lui Vali, nu mai știu din ce an, dar cânta Amintire cu Haiduci pe scenă și eu am venit de prin culise, mă rog, și m-am oprit așa și am rămas cu gura căscată, că l-am văzut pe el singur la chitară cântând și o sală întreagă în picioare cântând deodată cu el și mi s-a părut așa, cred că aveam 6 ani, 7 ani pe acolo și am rămas atât de impresionat și venea să cred că tata e în stare să facă treaba asta așa cumva, deși fusese la foarte multe concerte, că am crescut pe lângă scenă, atunci am avut prima oară, mi-a făcut click. Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, caii și flintele haiducilor? Și nai, 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 na, nai, na, 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 nai, nai, na, 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 nai, 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 na, nai, na, 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 nai, nai, na, 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 na. De atunci mi-am dorit să-i calc pe urme sau cumva atunci am filipat în sufletul meu această dorință și în mintea mea. Și la un moment dat, prin clasa 5, am și plecat către școala de muzică și m-am apucat să învăț să cânt. Și abia la 2015 m-am suit pe scenă la un moment dat și am făcut ce făcea el, fix la Sala Palatului, la același microfon, în același loc. Am luat chitara lui și am cântat același cântec unei săli pline și uite, sala a cântat odată cu mine. Și a fost un moment incredibil de puternic. Erai în sală în acel da. Am plâns, a fost o surpriză pentru mine și la un moment dat am luat persoana din dreapta, am luat-o de mână așa de emoție, m-am uitat, era Pațaichin, adică era prietenul nostru așa și plângea și el. Vali a apucat să-l vadă pe Oliver cu dorința aceasta, cu pasiunea pentru muzică? Da, i-a perceput această pasiune? Am cântat împreună 4-5 ani. Practic eu așa am și învățat de fapt să ies pe scenă cu Vali. A
avea el studio pe Binișor, veneam acolo cu colegul meu de clasă, colegii mei de clasă, Dan Pirici și Mihai Neniță, și cântam după mesele acolo și ușor ușor am învățat din cântecele lui Vali și la un moment dat am zis, hai să mergeți să cântați cu mine. Și am început să cântăm și primul concert l-am avut la Focșani. Și da, am cântat împreună până în 2000. Cum era tatăl Vali Sterian? Să știți că era foarte ok. În ciuda faptului că era receptat ca o persoană dificilă, de multe ori suspicioasă, foarte selectivă, așa, el acasă era aproape un om normal. Adică era gospodar. Da. Ne-am dus odată să luăm gogoșari, să ne punem și noi gogoșari și murături. Mă rog, aici nu prea era el de acord, că îl recunoaște lumea, care gogoșari. Da, a mers. A pus un rucsac în spate care era plin cu așa și dintr-un taxi, urlând în piață, tu, un artist al poporului, cari, gogoșari, ne-am uitat, era din Adrăgan. Și bietul Vali atunci probabil că a fost impresionat, a luat ăla din spate și l-a trătit pe jos și a plecat. În schimb, făcea în casă. Uite, veneam odată din piață nervoasă că aveam vreo 20 de kilograme ceapă, cartofi. Am deschis ușa gândind că el doarme și nervoasă că asta nu e viață de femeie și așa. În hall s-a auzit muzică, era, mirosea cafea, făcuse cafea și mă aștepta și broda. Ce broda? Două fețe de pernă, un V și un L. Pentru că mama lui a fost învățătoare, era și profesor de lucru manual și știa de toate, știa de la tip până la orice să coase. Mi-a venit să râd și n-am mai avut nici scandal, nici nimic, cam așa era. Dar cât de greu suporți totuși un tip rebel? Eu cred că, așa, gândindu-mă în ani, cred că am fost un gen de om ideal pentru așa ceva, adică femeia ideală pentru un artist, oricare ar fi fost eu același. Eu cred că te ajută studiile tale de psihologie. Că, da, nu cred că tocmai. Și firea mea, n-am fost geloasă decât când am avut motiv, n-am avut așa, nu știu, dorința asta de a afla minut de minut ce se întâmplă, cum se duce, să-l omor cu telefoanele. El pleca în stânga, eu plecam în dreapta, nu în sensul imoral, ci dimpotrivă. Totdeauna am avut propriile mele preocupări, inclusiv copilul de crescut, și nu l-așteptam pe el plictisindu-mă groaznic ca să vină să mă ducă pe undeva. Mă duceam și singură. Și la teatru, și la film. Aveam o gașcă de mămici cam aidoma mie și am trăit foarte frumos. Atunci când compunea, avea nevoie de o atmosferă specială? Îi asigurați un climat special? Îl amintesc lucrând când mergeam să ne culcăm și rămânea singur și închidea ușa de la sufragerie, scotea chitara și s-a apucat să cânte. L-am anunțat odată că avem musafiri, o familie chiar importantă pe vremea aceea și zice, trebuia să-mi spui dinainte. Păi e dinainte. Zic, ei vin poi mâine. Nu că eu am treabă că lucrez la un cântec, că nu știu, te rog să spui că eu nu sunt acasă. A plecat, s-a dus în dormitor, cei doi au venit, am pus masa, l-am scuzat, i-am zis că vine mai târziu, că mă gândeam că poate totuși își revine. Nu termin fraza și l-aude dincolo cântând. N-am știut să te păstrez curată și și cum clipele se duc, va rămâne doar cadranul care arată surgimul, cum încet se scurge anul. Suferise o deziluzie în amor, îi trecuse cât de cât. Pe mine mă conducea așa de la club până acasă, pentru că eram ținută sub cheie. De la ce club? Și club Universitas, unde eram și eu deja la facultate. Și mă conducea așa,
că m-a plăcut el așa, încet, s-a obișnuit, da, probabil că eram fără sare, fără piper, așa, față de ce viață ducea el, dar cred că tocmai asta l-a și captivat. Erai inocentă. Erai altfel și nu erai artist. Da. Ba, prezentam și eu festivalurile, de fapt așa ne-am cunoscut. Decanul mi-a zis, iubita mea, uite, sună-l pe Valeriu Sterian, poate vine și el totuși la facultate să ne ajute cu acest festival, că în rest nu prea dă pe aici. Și eu l-am sunat, nu auzisem de el, auzisem culmea de Mircea Florian, de Marcela Saftiu, de el chiar n-auzisem. Și foarte înțepat așa, i-am zis să te prezinți imediat la facultate, să-ți ajuți facultatea. Și cred că el a venit mai mult de curiozitate. Cine asta mă înțepat așa și vorbește mie? Și a venit, da. Și de atunci nu ne-am mai despărțit, dar am avut o perioadă așa de amiciție, cum ar veni. Și într-o seară, hodoronc-tronc, mi-a zis așa, fii atentă, dacă te măriți cu mine, am să te țin ca pe o regină. Unde s-a petrecut el? În fața blocului, că mă conduceam până la bloc. Da, și o strigam pe mama să-i spun că sunt și că nu întârzi, doar că mai stau puțin de vorbă. Da. Și a venit această cerere, da. Ce ai răspuns? Nu i-am răspuns nimic, pentru că m-a surprins și pe mine și i-am povestit mamei. Mama, zice, dragă, nu știu, să vedem când a venit tata din voiaj. Și când a venit tata din voiaj, a zis, hai să facem o petrecere, să-l văd și eu. Am invitat mai mulți colegi de-ai mei. Vali venise în niște pantaloni roșii, iar un teribilist, că în mod normal, mai ales în vremurile alea, cât era tata de deschis la minte, că era marinar, dar tot era șocant. Niște pantaloni roșii cu un tricou din ăsta, așa, mă rog. Și tata se uita la fiecare, mai erau încă 2-3 băieți, mă rog. Și se duce și îi spune mamei să nu-mi spui că e ăla cu pantalonii roșii. Și mama zice, nu-ți spun, dar ăla e. Da. Lumina din noi nu se va pierde. O fire foarte întortocheată, dacă o iei așa după standardul de compunere a unei personalități, culmea. Era îndrăzneț, dar îndrăzneala lui era de fapt o timiditate decompensată, ca să explic eu așa cu termeni de specialitate. Și atunci normal că era exagerată, nefiindu-i familiar. Și știu cum m-a oprit, de exemplu, un vecin la un moment dat, de stătea de ani, de zile în bloc, și a zis, iubita mea, zice, te compătimesc. Zic, de ce, domnul general? Eu nu știu cu cine te-ai măritat, mă, dar e greu așa să salute. Deci nu saluta vecinii. Bineînțeles că m-am dus să-i reproșez și ea avea o figură foarte mirată. Zice, dar pe cine n-am salutat? Zic, pe domnul Xulică de la etajul 6, care mai e și președintele blocului. Dar nu-l știu. A zis așa de disperat și de sincer. Deci el se gândea tot timpul la ale lui, el tot timpul căuta o rimă, căuta o așa. Și dacă nu s-a intersectat cu el în mod special, nu-l cunoștea. Generație, aspirație, interdicție, demonstrație, revoluție, figurație, emanație, aberație, informație, deformație, opoziție, conspirație, instituție, separație, prostituție, decorație. Știu că s-a implicat foarte mult după 1989 în politică. Cum l-a afectat felul în care au mers lucrurile în politică? Tot la mine vă uitați? Da, tu ai fost mai atentă la situația asta, mă duceam la școală. Nu politica l-a, cum zic eu, l-a atras pe el cel mai tare, ci personalitățile cu care a luat el contact la un moment dat. Adică el a fost foarte, cum zic eu, impresionat de personalitatea lui Emil Constantinescu. I-a plăcut foarte mult și a avut posibilitatea să-l cunoască pe Coposul. Nu, eu nu l-am cunoscut ca pe un politician, l-am cunoscut ca pe un avertizor public, ca pe un om care
lua atitudine în fața unor nedreptăți, indiferent care ar fi acelea. O doamnă, consilier la sectorul 3, a venit la familia Stelian să-i propună funcția de director la Casa de Cultură a sectorului 3, adică să-i propună să dea concurs acolo lui Vali Stelian. Și Vali nu s-a arătat interesat, cât uși de puțin. Dar a spus, însă știu omul potrivit pentru chestia asta. Cine? Mircea Bodolan. Și una din activitățile centrului cultural, prima dintre ele, pe care am înființat-o, a fost Folk Club Casa Ilia. Și i-am invitat pe Doru Stănculescu și pe Vali Stelian. Copiii noștri merg la școală, își inventează jocuri noi. Dar dimineața când se scoală, privesc neliniștit spre noi. Au călcat pe acolo de la Paul Adrian, Joan Baez, Humble Pie, nume grele, care au trecut prin Casa Ilia, care au și cântat acolo, nu-ți mai spun, de-ai noștri, absolut toți, deci personalități multiple, ambasadorul Statelor Unite, am făcut Ziua Americii acolo, prima instituție de cultură românească care a sărbătorit Ziua Americii, toate lucrurile astea, îți dai seama că au creat o aură deosebită Folk Clubului Casa Ilia. Dar așa, niște dezamăgiri, normal că a avut, toată lumea a avut, crezând într-un țel, crezând așa, când el nu se îndeplinește, normal că ai o deziluzie, dar neștiind că o să îi se tragă practic moartea din toată întâmplarea asta. S-a votat codul penal, of, mamă dragă, pentru palmă e un an, aole, pentru palmă e un an. Și te înfundă la canal, aole. Nu vreau să spun ce a fost în Casa Iliad, cam care a fost atmosfera în Casa Iliad după ce s-a întâmplat cu Vali. Nu mi-am închipuit că se va putea ajunge la asemenea odioșenii. El a fost practic prima victimă, cum ar veni. Ei, și pentru că era cine era, o procuroare, a zis ăsta, când a văzut dosarul accidentului, ăsta și cu Marian Munteanu mi-au omorât mie bărbatul. Și a stat pe el și l-a scos vinovat din toată treaba aia. În sfârșit, lucrurile poate s-ar mai fi îndreptat, că nici noi nu eram chiar lipsiți de posibilități, idei și relații. Dar a intervenit vacanța avocățească, iar în toamnă, când s-a reluat procesul și când noi deja ne pregătisem să demonstrăm că așa cum un film făcut în 3D pe vremea aceea la Paris, a intervenit boala și spaima lui, că el cred că a făcut toată boala aia, ca să zic așa, din frustrare și din sensibilitate dusă in extremis și din umilință. Gândiți-vă ce accident în lumea asta noastră și în lume în general, ce accident se soldează cu arestarea șoferului bănuit eventual de, eu știu, de omorâre din culpă, să zicem. Dar între el și mașina oamenilor care au murit, mai erau încă patru. Dar uite că au venit deodată și tot fără rost ultima zi și ultimul ceas din tot ce... Cum ați perceput un diagnostic crunt, cancer?
a fost, cred că, prima lovitură pe care am primit-o eu. Prima, părinții sănătoși, tineri, n-am avut niciodată probleme în familie. Doamne, am adus un doctor acasă și când ăla s-a dus în baie și s-a spălat pe mâini și mi-a zis: ce facem, doamna Stăria? Zic, adică ce? Eu îi făcusem o cafea, îl așteptam o sufragerie. Zice, îi spunem? Ce? Are o tumoare aici, zice, cât un cap de copil. Trebuie urgent mâine să-l aduceți la spital. Vali a murit de cea mai banală formă de cancer, melanomul gastric. Este banală, dar și cea mai parșivă, care nu dă semne decât când e prea târziu. A fost șocul șocului pe care l-am avut, primul, că după aceea am avut un lanț întreg toată viața. Vă imaginați cum era el de așa, cum am reușit eu să-l conving, cum l-am urcat în mașină dimineață și l-am dus la spital. Și de aici a început tot. Melanomul gastric descoperit se tratează, dar avansează galopant în condiții de stres. 48 de ani avea el. Era foarte tânăr. N-a durat mult. Tumultul s-a comprimat în 2 săptămâni, când n-am avut timp să respirăm prea mult. Tu câți ani aveai? 20 și ceva, probabil. Ce mai erai ține? Tânăr, deja. Era student. Percepeai foarte bine tot. N-am tot avut timp să asimilez atunci foarte bine. De-abia după ce s-a întâmplat, am stat să mă gândesc, să mă obișnuiesc cu ideea, să înțeleg cum o să fie viața de aici încolo, mă rog. Tot a fost fulgerător. Da. Absolut fulgerător. 2 săptămâni. Da, 2 săptămâni. Da. 2 săptămâni. Și pe întâi l-am adus pe doctor și pe 16 a murit și pe 21 era ziua lui. Să ne imaginăm că Vali ar intra acum pe ușă și ne-ar întreba: voi, ce mai faceți voi de când eu nu mai sunt? Ce ați mai făcut? Ce-i cu voi? Așa se numește piesa Bun găsit. Mi-a lipsit în multe momente. Aș fi vrut să-i cer părerea sau să-i spun sau să mă bucur împreună cu el sau habar n-am, să fiu trist cu el. Câteodată îmi lipsește și acum, după 20 de ani. Iată că vin să vă întreb acum, ce-ați mai făcut de când nu ne-am văzut? Acum ai și tu familia ta. Da, am o fetiță și e drăgălașă foc și o iubesc ca pe ochii mei din cap. Câți ani are? Are 8 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. S-ar fi bucurat Vali de o nepoțică? Da, pentru că și-a dorit foarte mult o fată. Dar acum ești bunică. Da. Da. Avem acasă o Mirună. Dacă între timp v-a mai căznit vreo boală și câte griji vă mai așteaptă mâine, vă cer iertare dacă întreb prea multe, aștept oricum răspunsul la întrebări. Și nepoțica, fetița, continuă drumul? Deocamdată e foarte încântată de lecțiile de pian și de cele de canto. Și deși la un moment dat s-a întâlnit cu scena și s-a speriat foarte tare, a revenit la sentimente puțin mai bune și a vrut din nou să meargă. Sau cred că e un pic de microb acolo. Ți l-ai arătat pe bunicul ei? I-ai arătat filmări, i-ai povestit despre el? Da, am ascultat și cântece, ne-am uitat și la filmări. Știe, cântă perfect câteva din cântecele pe care... Da. Da. Nu uitați că de ziua lui Vali facem câte o petrecere în fiecare an. Se numește Remember Vali Sterian, fix pe 21 septembrie. Nu se pune că ar fi la anul de avea, pentru că anul ăsta pe 21, tocmai s-a ținut a 19-a petrecere. La anul va fi petrecerea cu numărul 20. Care este lecția cea mai frumoasă de viață pe care ți-a dat-o? Ce grea întrebare am pus! Uite, știi ce? Una din chestiile pe care am moștenit-o, am observat-o și am învățat-o de la el, observându-l, este: hai să nu mă apuc să zic repede din gură ceva doar ca să umplu tăcerea. Hai să mă gândesc bine dacă am ceva de spus și dacă ce am eu de spus aduce vreun pic de valoare momentului.
Atât. A venit iarna într-o zi, era de așteptat. N-ai vrut s-o primești în casă, ea tot a intrat. Reabilitarea lui s-a produs după moarte? Am fost sfătuiți de avocatul familiei de pe vremea aceea să ne vedem mai departe de viață, pentru că asta durează ani de zile și e o luptă și o altă frustrare fără un rezultat spectaculos. N-avem nicio perspectivă. Lucrurile nu se pot îndrepta. Pentru că nu este doar Valisterian cel care va dispărea foarte curând din conștiința publicului. El se roagă că a murit. Dacă nu murea, nu știu, poate și noi am fi avut o altă șansă. Suntem mulți care am dispărut din conștiința publicului fiind vii, suntem ca niște zombi. Pentru că lucrurile într-acolo se îndreaptă. Nu numai din punct de vedere cultural. Tatăl lui, săracul, care și el între timp a fost informat sau noi l-am informat, tot zicea, n-ar fi bine să apelăm la televiziune, să începem să spunem. Mi-am dat seama că e inutil, mai bine să se aștearnă așa un fel de liniște, de pace și să iasă la iveală ce a fost el de fapt, un cântăreț talentat. Fix contrar lucrurilor din România, o valoare, pentru că din punctul meu de vedere Valisterian reprezintă încă o valoare, sau ar trebui să reprezinte o valoare pentru noi, despre lucrurile astea se vorbește. Încă se mai aduce aminte, cât se va mai aminti. A venit iarna din nou, pentru atâta oară, ca o albă amintire, pentru primăvară. A venit iarna discret, sublime.